Cheltuielile angajatorilor pentru testarea salariaților la COVID-19 nu vor fi impozitate. Un proiect de lege în acest sens a fost votat vineri de Parlament în lectura finală. De asemenea, documentul prevede asigurarea achitării în continuare a indemnizațiilor unice salariaților infectați cu noul coronavirus. Este vorba despre indemnizația de 16.000 de lei pentru angajații Agenției Naționale de Sănătate Publică, a instituțiilor medicale din cadrul Ministerului de Interne, Ministerului Apărării și al Administrației Naționale a Penitenciarelor. De ajutoare financiare vor beneficia și cadrele medicale din spitale, cei care lucrează pe ambulanță, dar și medicii de familie.